Dragi copii, astăzi vom face două borcane senzoriale cu ceea ce a creat Dumnezeu în ziua a patra a creației, soarele, luna și stelele. Pentru această activitate vom avea nevoie de următoarele. Două borcane de minim 500 de ml fiecare, două bile din polistiren, culori în ulei, galben închis și argintiu, sclipici argintiu și albastru, culori tempera, albastru și negru, două pensule cu burete, steluțe fosforescente cu adezive, apă, bețe frigărui și un borcan simplu. Pentru început vom lua o bilă din polistiren și o vom împlânta într-un băț frigărui. Vom pune pe una din pensule vopsea galbenă cu ulei și vom picta bila de polistiren urmând să o punem la uscat. Acesta este soarele. Tot așa vom face și cu luna, dar vom folosi vopseaua gri cu ulei și o vom pune la uscat în același loc cu soarele. Apoi luăm steluțele și cu ajutorul adezivelor. Le vom lipi pe unul dintre borcane, pe partea exterioară. Vom lua borcanul cel fără steluțe și vom pune apă în el, apoi sclipici albastru și tempera albastru, după care le vom amesteca un pic, vom închide borcanul și vom agita bine conținutul. Apoi, în acest borcan, vom pune soarele. După aceea, vom lua borcanul cu steluțe, vom pune apă, tempera negru și scripici argintiu și închidem borcanul, agităm conținutul, urmând să punem luna în acest borcan. Apoi ne putem juca cu acestea agitând borcanele și vom vedea cum se mișcă soarele respectiv luna. Iar noaptea, dacă vom fi atenți, vom vedea cum steluțele luminează. Dacă v-a plăcut această activitate, faceți și voi!